Primăria municipiului Suceava a oferit 5.000 de cadouri de Moș Nicolae copiilor care au mers marți 6 decembrie pe splanada Casei de Cultură. Primarul Ion Lungu a ținut să mâneze o parte din cadouri personal câtorva dintre prichindeii care așteptau nerăbdători sosirea moșului. Primarul Ion Lungu a împărțit marți seară copiilor suceveni 5.000 de cadouri cu ocazia zilei de Moș Nicolae. Esplanada din fața Casei de Cultură a fost neîncăpătoare pentru miile de copii veniți la întâlnirea cu moșul. Primarul Ion Lungu a menționat că este bucuros să ofere un motiv în plus de bucurie copiilor din municipiu, sărbătorile de iarnă fiind ocazia perfectă pentru un astfel de eveniment. Form tradiția, aș vrea să spun, pentru al 13-lea an consecutiv, Moș Nicolae de această dată a venit aici la Suceava la copiii cu minți. Avem mii de cadouri pregătite pentru toți copiii cu minți și sigur că vrem ca să creăm o seară frumoasă în care copiii să spună poezii, să colinde așa cum se poate auzi și în acest moment, să fie o seară magică dacă vezi din acest punct de vedere. Sigur că toată această perioadă a sărbătorilor de iarnă va continua cu manifestări artistice aici pe scena din fața Casei de Cultură. Vor veni copii de la școlile de municipiu, colindători mai mari, mai mici și sigur că avem organizat târgul de Crăciun, iar de asemenea, data de 27 decembrie, vor avea loc un spectacol extraordinar al tradițiilor populare cu invitați din mai multe județe din țară, din mai multe zone de tradiții folclorice. Darurile au fost împărțite în cadrul programului sărbătorilor de iarnă, iar după primirea bunătăților de la moș, copiii, dar și părinții au putut asista la concertul Colindă Suceava, susținut de grupuri de colindători de la Palatul Copiilor Suceava, de la Școala Gimnazială Grigore Ghica Voievod, Școala Gimnazială Miron Costin Suceava, precum și grupul folcloric Dor de la Humor din Mănăstirea Humorului.